Domnule președinte, am cifrele dumneavoastră pe primele 6 luni ale anului 2010. Vă propun să le dezbatem puțin, să vedem cum se prezintă, dacă sunt la nivelul așteptărilor. În primul rând, aveți subscrieri de 42,3 milioane de euro față de 41,6 milioane de euro cât aveați în perioada similară a anului precedent. Cum apreciați? E o ușoară creștere, nu este foarte mult, dar, să spun, nici contextul economic nu ajută în acest moment. Exact. În contextul economic actual, în care majoritatea piețelor, nu numai cea a asigurărilor, au înregistrat scăderi în primul semestru anului 2010, consider că rezultatele obținute de Euroin sunt cele pe care le-am așteptat. De altfel, ne situăm aproape la același nivel. Dacă luăm în calcul și faptul că am reușit o diversificare a portofoliului, consider că cifrele pe primul semestru 2010 sunt cele pe care ni le-am dorit. Ce presupune această diversificare a portofoliului? Puteți să ne dați cu aproximație cam cât reprezintă fiecare clasă de asigurări? Cu siguranță. Suntem în momentul de față pe o reducere a ponderii RCA-ului în total portofoliu, cu aproximativ 2% față de anul precedent. Am înregistrat creșteri consistente pe asigurările property, undeva la 90% față de anul trecut, ceea ce ne-a permis creșterea acestei ponderii acestei forme de asigurare în total portofoliu. De asemenea, am înregistrat creșteri atât pe asigurările casco, cât și pe alte forme de asigurare, precum asigurările de răspundere civilă generală.